În anul 1865 a fost abolită sclavia în Statele Unite ale Americii. Sclavia a fost abolită odată cu intrarea în vigoare a celui de-al 13-lea amendament din Constituția SUA, în care se preciza că pe teritoriul Statelor Unite ale Americii nu mai pot să existe sclavi. În anul 1916 se sfârșește bătălia de la Verdun, care a mai fost numită și Abatorul, deoarece numărul de morți, răniți și dispăruți se ridică la 700.000 de persoane. Dacă în 1914 bătălia de pe Marne a fost una în stil clasic, care s-a epuizat în câteva zile, cea de la Verdun a fost prima bătălie care a avut toate caracteristicile războiului de tip nou. Pentru francezi, bătălia de la Verdun a fost, după cea de la Marne, al doilea moment culminant al primului război mondial. În anul 1966 este descoperit satelitul lui Saturn Epimetheus. Acesta este cunoscut și ca Saturn 11. A fost denumit după titanul Epimeteu, fratele lui Prometeu. A fost descoperit la 18 decembrie 1966 de către Richard Olker. În 1892 are loc premiera baletului Spărgătorul de nuci de Piotr Ilici Tchaikovsky la Mariinsky Theatr din Sankt Petersburg.